Dinamo, în ultimele 7 meciuri jucate acasă în campionat. Acel 3-0 cu CS Universitatea Craiova. În rest 4 egaluri și 2 înfrângeri. Nistor centrează și gol! 2-0, Matia Montini. Este omul cu golul, este noul golgheter al lui Dinamo, da, un moment comic acolo. Sorescu a căzut din cârca lui Montini. 2-0, italianul face dubla și ajunge, iată, la 6 goluri în 6 meciuri jucate în Liga 1. Toți ai astfel de atacanți care reușesc, iată, să aibă un bilanț de un gol marcat pe meci jucat. O acțiune percutantă a dinamoviștilor. Nistor îl servește ideal pe Montini, care îndeplinește o simplă formalitate. Italianul pune latul acolo și scutură plasa pentru a doua oară în această seară în Ștefan cel Mare. Dinamo își croiește drum spre victorie. Bucurie necenzurată a lui Mircea Rednic și nu numai a lui, Ionel Dănciulescu, celebrând și el ca